Un UTV destinat intervențiilor salvamontiștilor din cadrul serviciului Salvamont este cea mai nouă achiziție a Direcției Administrarea Geoparcului Platoul Mehedinți. Președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, susține modernizarea acestui serviciu de salvare, fiind imperios necesară dezvoltarea acestor tipuri de servicii care sunt menite salvării de vieți omenești. Ultimul utilaj de intervenție a salvatorilor montani din Mehedinți a sosit zilele astea. Este vorba despre un UTV cu un motor destul de mare, un motor de 1000, care poate să facă față pe orice o zonă a muntelui. 4 locuri, asta e deosebit prin lucrul ăsta, care 4 locuri și poți să plece odată 4 salvatori la intervenție. El vine echipat cu o ladă de scule, în care poți să-și transporte trusa de prim ajutor și cu echipamentul medical. După el, remorca cu targa pe care o avem în dotare mai... Vehiculul are 4 locuri, care face posibilă deplasarea unui echipaj complex acolo unde este nevoie de intervenția salvamontiștilor. O astfel de investiție este extrem de necesară, deoarece de acest serviciu depinde salvarea unor vieți omenești în situații extreme. Președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, s-a implicat activ în dezvoltarea acestui serviciu public de salvare, susținând achiziții importante menite să îmbunătățească calitatea serviciilor prestate de către personalul care a fost specializat de asemenea. Eu cred că este bine cunoscut, mai ales pentru iubitorii de dumeții montane, faptul că în subordinea Consiliului Județean Mehedinți funcționează Geoparcul Platoul Mehedinți, iar în ultimii ani, datorită implicării în mod special a directorului Claudiu Cenușe, Geoparcul Platoul Mehedinți s-a dezvoltat, iar în cadrul acestei instituții funcționează și serviciul de salvamont Salvaspeo. De la an la an, acest serviciu s-a modernizat, fie că vorbim de faptul că salvatorii montani s-au perfecționat, fie că vorbim de faptul că s-au angajat salvatori montani, sau că acest serviciu s-a dotat, pentru că în fiecare an Consiliul Județean Mehedinți a alocat sume semnificative pentru dotarea serviciului Salvamont Salvaspeo și iată că astăzi când vorbim am ajuns în punctul în care serviciul Salvamont a fost dotat cu un utilaj nou, un UTV care este foarte folositor pentru cei care au nevoie la un moment dat de intervenția salvatorilor. Claudiu Cenușe, directorul Geoparc Platoul Mehedinți, vede această investiție ca pe una care va facilita cu siguranță misiunile salvatorilor montani și care în același timp oferă un plus de siguranță și încredere turiștilor ce vin în drumeții. UTV, un utilaj de transport și de intervenție al salvatorilor montani. Deosebit este că este cu 4 locuri față de fratele lui pe care l-aveam cu 2 locuri. Vine echipat cu o ladă de transport, trusa de intervenție și cu aparatura pentru intervenția în cazul unei salvări montane. Mulțumesc pe această cale Consiliului Județean și în special domnul președinte Aladin Georgescu pentru susținerea pe care ne-o acordă de câțiva ani buni încoace. Lucru ce nu poate fi decât un plus pentru județul nostru, pentru că turiștii se simt în siguranță. Colegii mei, salvatorii montani, intervențiile sunt mult mai ușoare și sunt sigur pe ceea ce fac în teren. Totodată a fost achiziționat un modul cu defibrilator și aparat de monitorizare a funcțiilor vitale, ce va fi folosit în cadrul intervențiilor de prim ajutor de către personalul specializat al serviciului Salvamont Salvaspeo. Modulul defibrilator este un defibrilator simplu, spune exact pașii ce trebuie făcut, trebuie doar pornit, atașați electrozii, avem modulul monitor, este un monitor cu mai multe, este complex. Ne arată tensiunea, termometru, face și EKG. Primarul comunei Cireșu, Doru Țârlui, este bucuros să știe că serviciul public județean Salvamont din județul Mehedinți are parte de o evoluție continuă, prin dotări noi sau prin pregătirea personalului pentru a acționa cât mai eficient în situații critice. Mă bucur că domnul director al Geoparcului Platoul Mehedinți este interesat ca să facă dotări pentru serviciile care le-a dumnealui. Vreau să felicit sprijinul mare care domnul președinte al Consiliului Județean al Aladin Georgescu ține ca să ajute acest serviciu, această direcție.
La momentul actual, Mehedințiul are un serviciu public județean Salvamont Salvaspeo cu personal bine pregătit și dotat, ceea ce în urmă cu câțiva ani îi lipsea județului. Peste 600 de salvatori români sunt la datorie în fiecare zi. Peste 2700 de persoane care se aflau în pericol au fost salvate în primele două luni din 2023. Iar în România sunt 26 de servicii publice județene Salvamont, alte 18 servicii publice locale Salvamont funcționând în localitățile cu aflux foarte mare de turiști.